Bună ziua, bine v-am regăsit la interviurile DC News Live cu Anca Morgot și Bogdan Chiriac. Astăzi alături de noi este Liviu Dragnea, președintele PSD. Bună dimineața! Mulțumim că ați acceptat invitația. Avem multe întrebări pentru dumneavoastră, fiind și ultimul interviu pe care îl dați până în alegeri. Prima întrebare, cum comentați ultimele două sondaje în care PSD este cotat fie cu 42%, fie cu 44%? Eu m-am ferit în toată campania să comentez sondajele și vreau să vă spun ceva. Și noi am făcut sondaje și ne uităm cu atenție pe sondaje, dar cred că sondajul cu eroare zero va fi pe 11 decembrie. Interesul nostru a fost în toate aceste zile să comunicăm cu oamenii, nu să ne pierdem timpul să analizăm sondaje. Sunt fotografii, radiografii ale unui moment, ale unei perioade, dar vom vedea peste câteva zile. Alina Gorghiu vă acuza aseară că PSD, arma PSD-ului este absenteismul. Cum? Asta este arma dumneavoastră? Nu, arma noastră o reprezintă programul de guvernare pe care l-am prezentat și care sper să fie votat de cât mai mulți români. Pe noi ne-a interesat și ne interesează în continuare ca creșterea economică a acestei țări să se regăsească în buzunarele românilor. Ne-a interesat și ne interesează în continuare ca în România clasa de mijloc să se dezvolte. Sunt milioane de români, 4 milioane de români care au o medie de depunere de 21 de lei în conturile bancare. Alte 2 milioane au 409 lei media de depunere în conturile bancare. Pe noi asta ne interesează, ca cei care au să-i ajutăm să aibă în continuare, dar cei care nu au să iasă din zona de sărăcie. Asta este cea mai mare problemă a României. Domnule președinte, ați făcut pentru prima dată în România în 27 de ani un alt tip de campanie în care practic v-ați bazat pe programul de guvernare. Deci în față a fost partidul, programul de guvernare, personalitățile partidului au fost în spate. De altfel, nu întâmplător, recent ați ajuns, credibilitatea dumneavoastră a crescut enorm, tocmai fiindcă comunicați foarte puțin dumneavoastră ca lider de partid, ați băgat mereu programul de guvernare și partidul în față. Da. Nu e riscant acest lucru? Nu știu dacă este riscant, nu asta m-a preocupat. Am avut discuții cu colegii mei începând de astă vară. Și le-am spus că, așa cum am stabilit la Congres acum un an, programul pe care eu l-am prezentat și care a fost asumat și votat în unanimitate, a fost respectat bun cu bun și va fi respectat bun. Ce m-a interesat? Noi trebuie să facem o alegere între o campanie tradițională în România, personalitate, în care se vorbește mai puțin despre program, despre ce vrem să facem pentru români, și machiem, coafăm, îi pudrăm pe niște lideri și scoatem în față, îi plimbăm prin țară, le punem pozele pe garduri, pe stâlpi, pe geamuri și le spunem votați-l pe ăla sau pe ăla pentru că e mai frumos și altul e mai urât. La finalul alegerilor, cum bine știți, în ultimii 27 de ani, se formează niște guverne. Când mergi cu o campanie în care nu discuți despre program, cei care formează guvernul mai stau încă 6-7 luni de zile până când se gândește și cum ar trebui să guverneze această țară. Pentru că la prima ședință de guvern, dacă ai un program articulat, de a doua zi îl pui în practică, dacă n-ai niciun program articulat și ai mers în campanie numai cu înjurături și cu minciuni și manipulare, sigur că 3-6-7 luni până faci un program și deja acela ne-ai pierdut și este compromis tot mandat. Și atunci, noi am plecat de la această idee să realizăm nu o ofertă politică, ci efectiv un program de guvernare care poate fi pus în aplicare de mâine. Am lucrat 6 luni la el, împreună cu un grup de specialiști din partid, dar și cu specialiști din afara partidului, de la instituții bancare respectabile și din țară și din străinătate, fonduri de investiții mari, oameni care lucrează în corporații mari și în țară și în străinătate, chiar și cu specialiști de la instituții financiare cu care România, în mod tradițional, de ani de zile are relații foarte bune. Și am stabilit întâi să
definim care sunt măsurile care ne aduc venituri suplimentare la buget. Și am ajuns la un pachet de măsuri care ne aduce la buget o sumă de 98,4 miliarde de lei pe care să-i folosim pentru dezvoltarea României și pentru creșterea veniturilor populației. Asta pe an? Sau nu, în cei 4 ani. Ceea ce am vrut noi să facem... Adică cam 6 miliarde de euro în plus pe an. Cam așa ar fi. Nu. Păi 100 de miliarde de lei înseamnă vreo 22 de miliarde de euro în 4 ani. Pe an? Da, da, corect. Mă speria să nu. Nu, nu. E peste 20 de miliarde de lei pe an. De euro pe cei 4 ani de zile. Și am stabilit care sunt prioritățile noastre. Esența programului nostru de guvernare este, de fapt, obiectivul major și fundamental pe care l-am stabilit anul trecut la Congres. Punem în centrul politicilor noastre omul, individul social. Ne interesează deficitele, ne interesează așa indicatorii macroeconomici. Nu? Așa face orice parte social. Asta e doctrina socialistă. Pentru că noi susținem instituțiile, întărim instituțiile, întărim sistemul bancar, întărim sistemul financiar, dar nu uităm... Ați spus întărim instituțiile, nu organele. Nu organele, asta spun. Nu, că, de pildă, contracandidatul noastră, domn Băsescu, el prin instituții înțelege organe. De asta e bine să facem. Instituție este deja un termen peiorativ. Băsescu are un trecut comunist serios, deci nu se poate rupe de asta. Comunismul e partea lui bună, securismul e partea care îl strică. Și pentru asta ne-a interesat creșterea economică care să susțină cele două valori fundamentale ale noastre. Progresul și justiția socială. Măsurile de relaxare fiscală pe care le-am prevăzut în program, măsurile de creștere a veniturilor, de reducere de taxe, precum și programele de investiții majore pe care le-am prevăzut, fac în total 89 de miliarde de lei. Deci avem o diferență în plus de 9 miliarde de lei în ăștia 4 ani de zile, care ne ajută să plecăm de la 2,7 deficit, 2,7 din PIB deficit în 2017, să coborâm până la 2 deficit în 2020 și cu tot acest pachet de măsuri serioase pe care poate le amintim în acest interviu. Domnule președinte, sunteți conștienți de faptul că dacă veți rata, deci PSD-ul va câștiga probabil la scor aceste alegeri conform sondajelor sau previziunilor. Românii vor hotărâ duminică. Nu știu. Dumneavoastră, sigur, ca lider de partid, spuneți că așa e corect. Noi spunem ca ziariști, noi vă privim așa, mai obiectiv. Dar dacă nu veți face ceea ce ați promis, PSD-ul va schimba locul cu PMP-ul la viitoarele alegeri. Domnul Bogdan Chiriac, înainte de acest interviu, l-am lăsat în birou programul nostru de guvernare și l-am lăsat la toate instituțiile de presă unde am fost și nu l-am lăsat în glumă. Acel document este documentul care va intra în Parlament dacă noi vom avea majoritate. Acel document va fi aprobat. Pentru că este un document care are în el impactul bugetar calculat, are resursele financiare stabilite, are beneficiare și are calendarul de implementat. Pentru că oamenii trăiesc azi. Tinerii se căsătoresc azi. Copiii lor le cer bani astăzi. Tinerii vor o casă azi. Pensionarii au nevoie să le crească pensiile astăzi. Cum se simte un pensionar când aud de la tehnocrați și de la ceilalți, de la cele două partide care îl susțin pe premierul tehnocrat, că au în intenție să le mărească pensiile în următorii 5 ani de zile. Când, din păcate, sunt pensionari care se gândesc dacă ei peste un an de zile mai apucă acea mărire de pensie. Pentru asta, noi am făcut acest program care poate intra în vigoare de a doua zi de când formăm guvern. Așa este gândit. În campania asta i-ați pronunțat vreodată numele domnului Dacian Cioloș și totuși e unul dintre cei mai buni agenți electorale ai dumneavoastră. De foarte puține ori. Iar dumnealui, da. Și dumnealui în permanență. Da. Am văzut că în sate, dumneavoastră nu, ați venit cu programul de guvernare, dar în sate, în localități, au pus imagini, opoziția. Dragnea, Cioloș, alegeți. Asta se va întâmpla duminică seara. Ei așa au ales să facă această campanie. Și acum, eu mă gândesc și chiar îi rog pe
toți românii să vină la vot duminică, pentru că ne decidem soarta. Este soarta noastră a fiecăruia dintre noi și soarta României. Și când vor merge acolo în cabina de vot, cred că ar trebui să se gândească ce alternative au. Ori votează pentru salarii mai mari, un salariu de minim de 1450 de lei începând cu ianuarie 2017 și care să crească până la 1750 în 2020, ceea ce înseamnă deja din 2017 salariul mediu peste 3100. Dacă aleg ca toate pensiile și veniturile de sub 2000 de lei să aibă impozit zero pe venit, iar cele peste 2000 de lei să aibă 10%, nu 16%, și doar pe diferența de la 2000 de lei în sus. Dacă aleg ca punctul de pensie să fie de la 871 să crească până la 1775, aproape dublat în începutul anului 2021, treptat în fiecare an. Dacă aleg toate lucrurile astea, sau aleg să pun aștampila de vot pe unii care le spun nimic despre creșterea veniturilor și care spun votați-ne ca să ajungă X sau Y într-o funcție. Eu cred că trebuie să votăm în aceste alegeri pentru noi. Românii trebuie să voteze pentru ei, pentru fiecare. Nu ca să ajung eu sau dumneavoastră sau domnișoara sau altcineva într-o funcție și spun votați-ne pe noi să ajungem în niște funcții și vedem după aia ce facem pentru ei. Un amănunt important și care este dă o informație care arată un comportament și o abordare incalificabilă. Noi ne-am uitat cu atenție, pentru că sunt oameni serioși, în așa zisele oferte politice ale celorlalte partide. Știți că n-am văzut nici la PNL, nici la USR, nicăieri, vorbindu-se despre creșterea veniturilor, despre creșterea salariului minim. Și am luat un document pe care mi l-a dat cineva zilele trecute, o scrisoare transmisă în 2015 către premierul Ponta și ministrul Rovana Plumb, e un grup de cetățeni, printre care și domnul Florin Câțu, am înțeles că e unul din economiștii de la PNL care le face, așa zis, un program, și în care spun negru pe alb că salariul minim, noțiunea de salariu minim este prohibitivă. Și în România nu trebuie să existe salariul minim. Asta înseamnă că ei nu vor să mărească salariul minim și coroborez cu decizia guvernului care a amânat majorarea salariului minim, mințindu-i pe cei de la sindicate că va avea loc o discuție pe 12 decembrie. Ei n-au în intenție să mărească salariul minim într-un motiv foarte simplu, domnul Chirian. Ceea ce este foarte grav pentru România și e bine să știm toți lucrul ăsta. România până acum câțiva ani de zile, până când USL-ul a venit la guvernare și ulterior noi am păstrat guvernarea ca Ponta premier, au mers pe ideea că România trebuie promovată ca o țară atractivă datorită unor salarii mici. Adică s-a spus așa investitorilor străini: veniți în România că facem noi în așa fel încât românii să rămână sclavi angajați cu salarii foarte mici, să descurcă ei să nu moară de foame. Și așa vor să facă în continuare, pentru că asta este comanda. Ei vor să... Comanda de unde, domnule președinte? Nu știu de unde, dar de undeva poate să fie, pentru că aici nu putem vorbi de prostie sau de nepricepere. Mie îmi dă eroare acest raționament, deci nu poate să fie decât de undeva o comandă, din interior sau din exterior, pentru că toate aceste lucruri sunt evidente. Eu vreau ca România să devină atractivă pentru o forță de muncă bine calificată, cu salarii bune, peste 1000 de euro să fie salariul la cât mai mulți români, la milioane de români, dar să devină atractivă printr-un regim fiscal foarte stimulativ, printr-o schimbare profundă a relației dintre stat și mediul de afaceri, și ceea ce am spus este prevăzut deja în programul nostru de guvernare, vom realiza în sensul că nicio măsură punitivă nu va putea fi aplicată de către vreo instituție de control dacă înainte nu a avut o acțiune de prevenție. Pentru că oamenii de afaceri din România nu sunt niște hoți. Noi, DC News, cu toți invitații săi, din interviurile pe care le realizăm, echipa excepțională a ziarului nostru scoate foarte multe știri. Și atunci, cu permisiunea noastră, ar trebui să structurăm un pic, fiindcă spuneți lucruri
Și anul viitor, pe vremea asta, sau chiar mai înainte, când veți veni din nou la DC News Live, o să vă punem clipul cu ce ați spus. Și dacă s-a întâmplat, o să spunem, domnule președinte... Eu vreau să vă rog asta și vă spun că în toate studiourile unde am fost în această lună, am cerut acest lucru, să păstreze toate aceste interviuri. În același timp, rugămintea mea să păstrați și interviurile cu ceilalți. Domnule președinte, învingătorii sunt cei care scriu istoria. Dacă veți învinge la aceste alegeri, și opinia noastră este că dacă sunteți președintele partidului care va câștiga alegerile, atunci trebuie să vă asumați și șefia guvernului. Dacă veți face, veți face și România în sfârșit va intra într-un ciclu de modernizare. Dar să o luăm pas cu pas. Prima chestiune fundamentală. Am înțeles că pentru întreprinderile mici și mijlocii, de până la 9 persoane și cifră de afaceri de maximum 500.000 de euro pe an, impozitul pe profit va fi de 1%. Nu. Dați-mi voie să vă explic. Vă rog. Care este situația acum în România? Există două categorii de IMM-uri, așa sunt stabilite prin lege. O micro-întreprindere care are doar un angajat, și a doua categorie, micro-întreprinderi care au între 2 și 9 angajați. Da. Au 1 sau 2% impozit pe cifra de afaceri și nu plătesc impozit pe profit. Așa. Dar cu plafonul la cifra de afaceri 100.000 de euro. Și am lucrat cu colegii mei și am făcut evidența tuturor societăților comerciale din România și am constatat ceva foarte interesant. 94% din micro-întreprinderile, IMM-urile din România, sunt până în intervalul de 500.000 de euro cifră de afaceri. 99% din acestea sunt românești. Și atunci am zis, păi, dacă suntem un partid românesc și poate facem un guvern românesc, mărim plafonul de la 100.000 de euro la 500.000 de euro și intră aproape toate firmele românești. Și asta înseamnă un sprijin real, efectiv, pentru capitalul autohton, care, din păcate, în ultimul an cel puțin, a fost... devastat. Nu că neajutat, a fost, într-adevăr, lovit în defavoarea, în, poate în favoarea altora. Asta este o măsură extrem de importantă, discutată cu mediul de afaceri și foarte susținută. În ceea ce privește tineri, am avut multe discuții cu organizații și asociații ale tinerilor și ale studenților și elevilor. Ultima, acum câteva zile, cu Consiliul Național al Tinerilor, din care fac parte aproape toate aceste organizații non-guvernamentale. Și am stabilit câteva lucruri foarte importante. Pentru tineri, vor avea acces la credite de până la 40.000 de lei, cu dobânda subvenționată 100% de către stat, și garanția asigurată 80% de către stat. Nu putem merge mai mult de 80% la garanție, pentru că este un angajament cu Comisia Europeană. Adică nu se permite mai mult. Tinerii, e o echipă întreagă aici, care ne transmite și pe Facebook și pe DC News Live. Deci oricare, că sunt toți foarte tineri, au dreptul de anul viitor, de când ei intră în de anul viitor. Anul viitor poate să-și ia un credit de 40.000 de lei, 9.000 de euro. Da. Cu dobândă subvenționată de 100%, stat, 100% pentru diverse cu chestii. Cu garanția 80% pentru chirii, pentru studii, chiar și pentru avans la casă. De asemenea, un tânăr, dacă își găsește loc de muncă nu în localitate de domiciliu, ci în altă localitate, statul îi va plăti 75% din cheltuielile cu chiria și cu transportul. Mulți sunt în provincie. Asta se întâmplă și cu cei care stau în București acum? Oricine lucrează, găsește un loc de muncă în altă localitate decât localitatea de domiciliu. Un alt lucru. Sunt tineri care termină o școală în România. Mulți tineri care termină deci, o școală. Deci asta e important. De pildă, e cineva din Buzău, tânăr, briliant, cu mare carieră în jurnalist. Colega noastră, Anca Murgoci. Îi subvenționați chiria la București? Nu vorbesc despre cazuri punctuale și nu vreau să fac chestia asta în campanie, eu sunt foarte atent. Nu puneți persoane. Nu, dar despre persoane e vorba. Tinerii care să vin în campanie electorală, nu pot să-i promit cuiva
acest lucru, eu v-am spus. Stați puțin, nu, că nu mă refer. Nu e personalizat, e un exemplu. Deci asta înseamnă că e un fapt. Tineri, mulți dintre ei foarte bine educați, cu internetul ăsta, uitați cât aparatură e aici. Tineri învață, copiii învață, care vor să învețe. Numai că locuri de muncă din asta high-tech și cu un salariu mai bunișor, găsești în câteva centre economice. Răspunsul este da. Vă spun încă o dată. Dacă un tânăr își găsește un loc de muncă în altă localitate decât cea în care are domiciliu... Deci vine omul din Vaslui, din satul mare, vine la Cluj, la București, la Timișoara și își găsește 75% slujbă. Din chirie și din cheltuielile cu transportul sunt decontate de către stat. În fiecare lună? În fiecare lună. Nu vorbim de prima de instalare. Este foarte important să facem această precizare. Și mai departe. Cine se va ocupa? Stați puțin. Cum ce? Ministerul Muncii. Ministerul Muncii. Bineînțeles. Dar Ministerul Muncii restructurat. Adică acolo trebuie să facem niște restructurări în sensul bun. Pentru că acolo sunt specialiști foarte buni, dar arhitectura Ministerului Muncii a devenit atât de complicată încât oamenii nu pot da toată valoarea pe care o au ei. Nu pot performa foarte mult, nici măcar la centru, nici în județe. Că tinerii noștri frumoși și competenți, ai noștri sunt și competenți, nu mai sunt, eu știu, ar fi mai puțin tentat să plece în Marea Britanie la spălat de vase sau de mașini, da. Și ar fi tentat să rămână în profesii, eu știu, cu reputație mai bună, în România, în felul acesta. Mergem mai departe. Dacă un angajator angajează un tânăr, el va avea minim salariul 2500 de lei. De ce? Pentru că eu îi dau angajatorului 50% din cheltuielile aferente, cheltuielile impozite și contribuții aferente acelui angajat. Vorbim de angajatorii care au mai puțin de 50 de angajați, nu cei care au peste 50 de angajați. Mai mult decât atât. Stați puțin, deci la deceniuși ce ne dați? Că noi avem numai tineri. Eu sunt ieșit din schemă, o să mă dea vâlcu afară. Cred că, asta e problema. Da, deci cum dați pentru copiii pe care plătim? Cred că și dumneavoastră puteți primi, dar vă discutăm după alegeri, repet că nu am voie să spun asta, la deceniuși și în multe alte locuri din această țară, tinerii vor intra într-un... sau vor putea beneficia de niște programe cum nu au mai fost până acum în România. Și vreau să vă spun că aceste programe au fost lucrate de noi împreună cu ei. A spus foarte bine, România are niște tineri extraordinar de deștepți și de bine pregătiți și care știu ce vor. Din păcate nu i-a ascultat nimeni până acum și din păcate foarte mulți dintre ei au fost manipulați. Mergem mai departe. Un program de startup-uri, de 10.000 de startup-uri disponibil de anul viitor. Va fi în fiecare an cel puțin 10.000 de startup-uri, eu sper să fie și mai mult. Ce înseamnă asta? Fiecare tânăr va putea, dar nu numai tânăr, dar eu sunt absolut convins că 90% din cei care vor aplica vor fi tineri. Va putea aplica acest program, pe acest program, și să aibă acces la un grant de 200.000 de lei. Grant, adică nu trebuie să dea nimic înapoi, pur și simplu este un împrumut nerambursabil pentru a-și deschide o afacere. O să punem niște domenii prioritare și din punctul meu de vedere domeniul prioritar numărul 1 va fi IT, va fi IT-ul. Și va mai fi un pachet de facilități pentru a-și deschide această firmă, pentru că am discutat cu ei și am discutat și cu toți specialiștii în administrație și în proceduri și sunt și unul dintre ei și am spus, dacă facem acest program dar noi facilităm și procedurile, atunci îl facem deja pentru că tânărul se va fi sugrumat în hățișul ăsta birocratic. Și atunci, pentru cei, orice tânăr care va putea depune această aplicație pentru startup, va fi o zi de înființare a firmei, gratuit, la Registrul Comerțului. Un leu capitalul social, o semnătură electronică gratuită, o zi în care în ziua în care depune aplicația, în aceea zi primește online răspunsul dacă aplicația a fost aprobată sau nu și de a doua zi banii sunt disponibili. Sunt absolut convins că din cei 10.000, sper să aplice cel puțin 10.000 de tineri asta, pe acest program, o parte din aceste afaceri care vor porni, nu vor merge până la capăt. Dar sunt convins că un procent uriaș din acești 10.000
va performa și vom avea aici vreo 42-44 de mii de locuri, plus niște motorașe de dezvoltare economică care o să fie din ce în ce mai mari. Știți cine, care este țara care a performat cel mai mult cu acest program? Israelul. Acum câțiva ani de zile. Acum o lună, exact în ziua în care, cu o zi înainte în care eu să prezint programul de startup-uri, mă uitam pe BBC și era o mare dezbatere în Marea Britanie, în Parlament și cu guvernul, să pornească și ei un program de startup-uri în Marea Britanie, pentru că și-au dat seama că este o sursă foarte mare pentru dezvoltarea clasei de mijloc din orice țară. La noi este exact ce trebuie. Pentru tinerii IT-ști. Există acum, ca și prevederi, impozitul pe venit zero pentru cei care lucrează în IT, dar au studii superioare. Nu. Noi extindem această scutire totală de impozit pe venit și la tinerii IT-ști care nu au studii superioare. Pentru că mulți dintre ei fiind genii. Da. Sunt genial. Sunt mulți care nu mai vor să meargă în învățământul universitar pentru că au început să performeze foarte mult aici. Păi de ce să nu fie ajutat și ei? N-avem niciun fel de probleme. Și aveți o viziune foarte optimistă așa despre partea economică, dar vine domnul Dacian Ciolo și dă exemplu, vă atacă mereu cu Tellermanul. Care e realitatea? Ce se întâmplă acolo? Mereu spunem, cred că în toate interviurile se leagă, că sunteți singurul vinovat de situația din Tellerman. Dincolo de faptul că cel puțin noi am scăpat, n-a zis că este o mocirlă. Cum și-a permis, să spună despre o televiziune. Așa ceva, eu n-am mai auzit, poate dumneavoastră ați mai auzit undeva în lume, nu. Nici măcar Băsescu nu s-a dus până acolo. Dar asta este alt subiect. Ceea ce este dureros la un prim-ministru în funcție este că jignește o parte din țara pe care chiar vrea să o guverneze. Al doilea lucru, dădea ca exemplu numărul de asistați sociali. Eu nu știu dacă dumnealui știe exact care sunt asistații sociali, eu sper că știe, pentru că dacă știe, este și mai grav. O categorie de asistați sociali sunt persoanele cu dizabilități. Ce ar trebui să facem noi în România cu persoanele cu dizabilități? Persoanele care sunt lovite de Dumnezeu, care au un handicap. Noi ce ar trebui să facem cu ele? În viziunea lui Cioloș. Oamenii ăștia care sunt semenii noștri, sunt românii noștri, trebuie scoși în afara societății? Doamne, ferește, astea sunt chestii de evmediu. Uitați-vă la ce s-a ajuns în această campanie. Spuneți că asta vrea domnul Cioloș. Nu, eu vă întreb, din moment ce atac asta, și am văzut și prin celelalte județe, da, Tellerman are mai multe persoane cu dizabilitate. Nu, culmea. Sunt județe bogate, de exemplu. Am o întrebare. În opinia dumneavoastră, nu a dumnealui, că dumneavoastră nu cunoaște țara, județul Prahova este un județ bogat sau sărac? Clar, este unul dintre cele mai bogate județe. Județul Prahova are de 4 ori mai mulți asistați sociali decât are județul Tellerman. Asta ca informație pentru dumnealui. Cât mai stă la Palatul Victoriei? De fapt, nu mai stă, că folosește guvernul și banii guvernului și toată logistica guvernului pentru un interes propriu, ceea ce nu mi se pare foarte legal. Deci, județul Prahova, care este tot un județ românesc, unde trăiesc români, nu trebuie să-i învinovățim pentru asta, are de 4 ori mai mulți decât are județul Tellerman. În toată România, în toate județele, inclusiv în Sălaj, sunt persoane cu dizabilități, dar sunt semenii noștri. Noi trebuie să-i ajutăm să se integreze în societate. Oamenii ăștia au nevoie de ajutor. Ce facem? Îi scoatem la marginea societății și ne uităm la ei cu mor? Doamne ferește! Asta este marea diferență. Dumnezeu. Problema este, cred că se referă însă la nivelul de dezvoltare economică. La nivelul de dezvoltare economică. Nici din punct de vedere al șomajului, nici din punct de vedere al locurilor de muncă, nici din punct de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor, Tellerman nu este pe ultimul loc. Este urât, este murdar că un premier în funcție folosește date false. Dacă nu știe, este rău că se lasă manipulat. Dacă știe, este cu atât mai rău.
spuneați că nu-i mai dați mult timp la Palatul Victoria, dar cu toate astea vrea în continuare să fie premier și aseară într-un interviu a spus că ar fi periculos să avem o guvernare PSD pentru că veniți cu minciuni și cu calcule nerealiste ale bugetului. Da. Care a fost principalul atu al domnului Dacian Cioloș în ultima perioadă, în acest an de zile? Eu am mers mult în țară și am vorbit cu mulți oameni și nu numai în țară. Oamenii, mulți oameni spuneau, domnule, e slab ca prim-ministru, nu e bun, au fost rezultate slabe anul ăsta, dar e decent, e bine crescut. E civilizat. E civilizat. Așa este. Și vă spun doar două lucruri. Și este european. Păi, dacă zici că ești european, europenii numim, nu? Dacă spui la începutul mandatului în fața întregii țări și sunt, așa cum a spus și dumneavoastră, astea sunt declarații care au rămas, că asta nu se poate șterge. Că eu nu voi candida. Nu vă voi implica în campanie electorală. Îmi duc cu acest mandat până la capăt de guvern și punct și voi fi echidistant cu toate partidele pentru că am un mandat foarte clar dat de Parlament. Și acum este implicat profund în campanie electorală atacând niște partide, atacând un alt partid. Aș fi înțeles totuși să facă campanie, ceea ce oricum nu e corect, pentru PNL și USR. Foarte bine. Dar de ce atași celelalte partide? Deci, zici că nu ești un politic, dar de fapt în mod evident, domnul Cioloș nu a avut obișnuința campaniilor electorale și a greșit grav, cel puțin în ultimele două săptămâni. Deci asta este una. A doua... Făcând mari de servicii PNL-ului, că aici e problema. PNL-ul e chiar un partid politic de care România are mare nevoie. Ori cu Cioloș în spate, i-au rupt în două. Al doilea lucru, și vreau să închei, că nu am avut obiectiv în această campanie să discutăm despre alții, dar m-ați întrebat și eu sunt un om civilizat. Atitudinea și limbajul suburban folosită față de un trus de televiziune arată iar că nu mai putem vorbi de decență și de un om civilizat. Deci, de asta a fost un derapaj și grav. Și aceste două aturi pe care le mai avea au dispărut. Deci, iar în ceea ce privește programul nostru de guvernare, niciunul, nici acest domn, nici acea doamnă, nici alt domnișor, n-au venit în această lună să spună această prevedere din programul de guvernare al PSD-ului nu se susține pentru că n-au cum să facă asta, pentru că acest program, după ce a fost finalizat de mine împreună cu colegii mei, a trecut prin 4 verificări al unor instituții unde sita este foarte deasă. Ce instituții? Instituții... Sper că nu organe. Nu, instituții bancare și financiare cu care lucrează toată lumea ca să țină o țară stabilă. Un alt lucru cu care ați cutremurat lucrurile. Salariul pentru medicii rezidenți, medicii care sunt la începutul carierei, 2200 de euro pe lună. Vreau să vă spun despre tot pachetul. S-a discutat și pe bună dreptate, s-a discutat foarte mult pentru că este una din marile sângerări ale acestei țări. Că zeci de mii de medici au plecat din România. Da, domnul Bogdan Chiria. Au plecat pentru că salariile oferite de statul român pentru medici nu sunt corecte. Un medic rezident, deci un student, termină facultatea de medicină. La un moment dat ajunge medic rezident. Este prima treaptă. Primește 1600-1700 de lei. Cu banii ea pleacă acasă. Păi atunci, ce viitor are el? Un tânăr care vrea să se căsătorească. Un tânăr care salvează vieți. Care mă salvează pe mine, pe dumneavoastră, pe oricare dintre noi. Care ne redă sănătate. Și atunci, am calculat impactul. Pentru că atunci când faci un program de guvernare, este foarte simplu. Este foarte simplu. Trebuie doar să ai puțină minte și puțină determinare și să fii cinstit. Să fac calcule și lucrurile ies la iveală, vezi ce poți să faci, cât poți să faci și în ce perioadă poți să implementezi. Am identificat, am analizat care sunt salariile medii pentru medici în țările dezvoltate din Uniunea Europeană
Și am ajuns la concluzia că putem să ducem până la 60-70% din acele salarii și în România. Și anume, 1200 de euro pentru medicul rezident, gradul 1, este prima treaptă din sistem, ceea ce determină până la ultima treaptă medic primar, gradul 5, care lucrează în ATI urgență, 3600 de euro. Cu o precizare foarte importantă. În programul nostru, pentru toți medicii, indiferent de nivelul de salarizare, impozitul pe venit este zero. Deci noi discutăm de aceste sume nu ca salarii brute. Deci medicii nu vor mai plăti impozit? Pe venit. Sunt exact ca IT-știi. Deci, niciun medic din România, indiferent de nivelul de salarizare, nu va mai plăti impozit pe venit. Începând de când, domnule președinte? Începând de după alegeri, dacă noi vom avea voturile necesare să facem majoritate. Și majorarea aceasta de salarii se face de anul viitor, dacă veți... În prima treaptă intră în vigoare legea pe care acest guvern, care ne spune tuturor că va fi bine, a blocat-o la Curtea Constituțională, urmând ca în legea salarizării unitare, care va cuprinde toți bugetarii, să fie prevăzute aceste măriri. În prima treaptă intră cu 15%, este legea care a fost aprobată. Până la 1 iulie 2017 finalizăm legea salarizării unitare, reluăm discuția cu sindicatele și intră în vigoare. Deci, practic, medicii în România nu vor mai plăti impozit pe venit, pe salariu. Indiferent de salarizare. Și a doua precizare, în aceste salarii nu sunt incluse plata gărzilor și celelalte sporuri pe care au inclusiv tichetele de masă. Deci, acelea sunt în plus. Pentru că, pentru sănătate, pe noi ne-a interesat să vedem care sunt cele mai mari probleme din acest sistem. Și am discutat cu oameni, pot să-i spun, pentru că omul a zis că și asumă asta, discutam mult cu rectorul UMF, domnul academician Sinescu, despre multe probleme din sistem, discutam cu medici foarte buni din București, cu medici buni din provincie, cu manageri de spital, cu oameni care au lucrat la Casa de Sănătate, și am făcut prima dată o radiografie a ceea ce nu merge în sistemul de sănătate. N-a fost ușor. Este cel mai complicat sistem. Dar și sistemul care, odată ce ai găsit calea, poate deveni unul dintre cele mai performante sisteme de sănătate din Europa. Pentru că chiar nu este complicat. Și am luat două mari probleme din acest sistem. Și anume, infrastructura de sănătate, felul în care arată spitalele din România și dotările acestor spitale din România, și nivelul de salarizare. Deci, pentru medici am vorbit, v-am prezentat nivelul de salarizare. Pentru personalul format din asistentele medicale, salariile se vor majora cu 100%, iar pentru celelalte categorii din sistemul de sănătate, sistemul public de sănătate, salariile se majorează prin legea salarizării unitare undeva cu 60% ca bază, după care, sigur, în funcție de treapta de salarizare negociată în legea unitară, va fi o creștere serioasă. Al doilea subiect, infrastructura de sănătate. Sunt sigur că, nu mi-aș fi dorit, dar sunt sigur că ați trecut prin situații dumneavoastră sau un apropiat, când s-a întâmplat ceva, o boală, ceva. Din nefericire... Bun. Mi s-a întâmplat și nu s-a întâmplat. Ce se întâmplă prima dată când ai așa ceva? Toată, orice român intră în panică. Unde se duce? Pe cine sună? Sună la un prieten, la un cunoscut, la ce medic, la ce spital? Am vorbit cu toată lumea. Este cel mai grav lucru în România. Și atunci am spus, trebuie să limpezim sistemul în așa fel încât pentru cabinetele medicale ale medicilor de familie va fi un program de dotare minimală cu aparatură pentru a face primele investigații. Toți cei care pot fi rezolvați acolo nu mai merg mai departe în sistem. A doua treaptă sunt spitalele județene. Sunt deja în jur de 20 de spitale județene modernizate. Cel mai frumos dintre ele este de la Alexandria, care a fost inaugurat sau va fi inaugurat. Pala nu l-a văzut. Din Telorul. Deci vor fi modernizate și dotate cu tehnică de ultimă generație toate spitalele județene. Mergem mai departe. Și vom face 8 plus 1 spitale. Cel din București, Spitalul Republican Carol Davila, asta am discutat cu domnul academician și e de acord să facem asta, să punem acest nume, care va fi de fapt un complex medical. Cum e AKH-ul din Viena. Mai mare. Și să vă spun de ce.
Pentru că... Acahad în Viena are 30.000 de angajați, domnule președinte. Asta va fi mai mare. Este un complex, am identificat deja și terenul, sunt 100 de hectare în, aici chiar, în, un pic în marginea, în sectorul 5, în București, care va cuprinde spitalul propriu-zis, Universitatea de Medicină și Farmacie, campusul studențesc, clinici specializate, zone de cercetare medicală, complexul rezidențial pentru angajații și medicii care vor lucra în acest complex uriaș, care va fi de fapt un mic orășel, care va avea și grădinițe și creșe și tot ceea ce este nevoie într-un mic cartier. De asemenea, un hotel... Asta la Daniel Florea. La primarul sectorul 5. Nu e al lui sectorul 5. Unde este primar Daniel Florea? Nu, că e unul dintre cei mai buni primari, nu întâmplător. Da, adică e altceva. E foarte bun, dar toți primarii de sectorul. E adevărat. Acum aveți o garnitură bună. Da. Bun, chiar este. Și Tudorache și... Oameni muncitori care stau foarte puțin în birou și stau numai în pătere. Și oameni... Negoiță și... Bun. În afară de astea, 8 spitale regionale. Toate aceste spitale vor fi făcute pe specialități, pe specializări. În așa fel încât în România vom ajunge în 2 ani și jumătate, pentru că ăsta este termenul calculat de noi, când va fi finalizat ultimul spital din astea 9 și cu cele județene, oricine din România care va avea o problemă, va ști instantaneu unde să se ducă. Pentru că nu avem timp aici. Discuția despre sănătate este o discuție foarte largă. Discutăm despre un program care, sigur, nu va fi foarte bine primit de unii funcționari, dar va fi foarte bine primit de pacienți și de medici, care va simplifica foarte mult tot acest schimb și toată această circulație de informații medicale în interiorul sistemului. Deci oricine va avea o problemă va ști foarte repede și foarte simplu unde să se ducă, unde să sune și va fi preluat de sistem, așa cum recunoașteți că vedem cu invidie în filmele americane și în filmele care prezintă cazuri medicale din Europa. Cu mare invidie. Cu mare invidie. Și de ce? Și închei cu asta. Pentru că am o foarte mare ambiție. Din momentul în care am avut un mare necaz și am văzut cum s-a stins din viață la Anadolu și am văzut mulți români care merg la Anadolu și mulți români care merg... Campionul mondial și olimpic la handball, Dragnea, fratele dumneavoastră. La basket. Și, basket. Deci, mulți români AKH Viena, Anadolu în Turcia. Această țară nu are suficiente resurse, pentru că minte are, medici foarte bun are. Nu are suficiente resurse să românii să-și caute sănătatea la ei acasă, la ei în țară. Bineînțeles. Bineînțeles. Și asta este unul din obiectivele esențiale din programul. Sute de mii de antreprenori români, cei care au mai scăpat, mă rog, mici antreprenori, nu mai sunt sute de mii, probabil zeci de mii de antreprenori români, că, mă rog, au fost lichidați, marea majoritate, în ultimii 2 ani. Vă așteaptă că, v-am întrerupt eu, ați spus că nu se mai poate, nu se va mai putea aplica de organul de control amenda dacă înainte nu a fost o acțiune de prevenție. Păi, reluăm. Așa, reluăm. E foarte important și Ancuța va face știrea. Am avut o discuție foarte bună cu reprezentanții mediului de afaceri. Recunosc că am fost foarte mulțumit că au răspuns invitației noastre. Cred că toate structurile asociative din acest mediu. A fost o discuție lungă de 4-5 ore, care eu am prezentat programul nostru, realizat împreună cu ei, și după aia a fost o sesiune de discuții foarte intense, cu toată presa de față. Unii dintre ei nici măcar nu s-au mai ferit. Și au spus ceea ce știm cu toți, că ei nu mai vor ca în România funcționari din instituții de control să vină în control și să spună că nu pot pleca cu mâna goală. Nu e vorba de mită. Nu pot pleca cu mâna goală, adică măcar o amendă trebuie să aibă. Și am spus că nu este firesc. Este o legislație atât de complicată, atât de neclară în domeniu, încât, din păcate, orice funcționar de la ANAF o poate interpreta și un om de afaceri cinstit, care a lucrat cinstit și care muncește din greu, să-și dezvolte firma, să facă profit, să dea salarii la angajați, să dea impozite și taxe la statul român ca să țină statul român,
se poate trezi în orice dimineață cu un funcționar care vine și spune nu, eu cred că acțiunea asta sau documentele astea pe care le-ai făcut nu sunt în regulă. Nu da, sunt în regulă. Da. Și domnule, dar lasă că trimit eu la procuror și să decide procurorul. Da, așa se întâmplă. Și atunci spunem așa. Avem un pachet de toate pachetele astea de relaxări fiscale pentru firme care sunt, este un pachet substanțial și celelalte măsuri implică modificarea codului fiscal. Și ce am stabilit cu ei și așa am trecut deja în programul de guvernare. Primele 6 luni din 2017 vor fi 6 luni de dezbatere, pentru că noi vom prezenta imediat la începutul anului propunerea de modificare a codului fiscal și 6 luni vor fi de dezbatere, dar în ce sens? Nu cum s-au făcut până acum, adică se cheamă de 2 ori câțiva oameni de afaceri la Ministerul de Finanțe, se stă 2-3 ore cu niște cafele pe masă și fiecare pleacă cu ideile care a venit. Nu. Vor fi sesiuni, seminarii, practic, la București sau în altă parte organizate de guvern și susținute de guvern, în care câteva zile reprezentanții oamenilor de afaceri, cei din Ministerul de Finanțe, reprezentantul primului ministru, cei de la ANAF, antifraudă, vor lucra împreună la analiza pe proiectul de cod fiscal. Și de ce am spus asta? Pentru că vreau ca și dumneavoastră, om de afaceri, să înțelegeți exact atunci când se modifică codul fiscal ce efecte perverse poate să aibă și să fie eliminate. Cum a fost exemplarul 88. Nu? Exact. Dar să înțeleagă și domnul de la ANAF și domnul de la antifraudă și după aceste 6 luni de zile, forma finală a codului fiscal să fie cea care nu mai conține petarde sau mine antipersonale. Sau aberații. Exemplarul 88 era aberant. După care, el va fi adoptat în iulie 2017. Vor urma 6 luni de zile până la intrarea în vigoare în 2018, când va fi a doua perioadă în care funcționarii vor merge la oamenii de afaceri ca să se asigure că ei înțeleg aceste modificări. Sunt suficienți funcționari și vor merge în toate firmele în cele 6 luni de zile. De la intrarea în vigoare în 2018, nu se va putea aplica nicio măsură punitivă până când n-a avut o acțiune de, de prevenție. Asta față de codul fiscal. Dar, în general, începând cu anul viitor, orice instituție de control, cu excepția cazurilor flagrante, cazurilor penale, unde nu discutăm de prevenție, dar ANPC-ul, orice vreți dumneavoastră, întâi merge la DC News, de exemplu, într-o verificare, da. Și spune, domnul Bogdan Chiriac, uite, eu am constatat, sunt 6 nereguli. Aveți o perioadă de conformare de 1 lună, de 2 luni, de 3 luni. Vă rog să le rezolvați. Adică cum se întâmplă în toată lumea civilizată. Da, pentru că interesul meu... Când n-ați inventat roata, prima dată partidul nostru îl pune într-un program de guvern. Așa e în toată lumea civilizată. Bineînțeles. Eu nu spun că venim cu invenții. Doar am luat lucrurile foarte bune, practicile foarte bune din țările dezvoltate, care se dezvoltă în continuare și le aplicăm și la noi. Pentru că interesul meu ca stat este ca firmele românești să se dezvolte, nu să fie închise. Vreau ca un patron din România, un român patron din România să nu, unui patron din România să nu-i mai încolțească gândul să plece din țară, să-și mute afacerea ca indiferent cât câștigă, măcar să știe că stă liniștit și nu stă cu teamă. Domnule, asta este președinte, foarte important ce ne-a chestia. Spus. Un pic de infrastructură, căci a fost un premier de la partidul dumneavoastră care ne-a spus, domnule, dacă nu se face cu Manic Brașov, nu mai candidez în 2016. Apoi ne-a dezvăluit tulburător că a fost amenințat și de domnul președinte Băsescu și de organe și din cauza asta nu s-a mai făcut autostrada. Dacă ne promiteți o autostradă și dumneavoastră... Eu nu vă promit, doar vă să vă prezint cum așa, din noi. Iar la sfârșit ne spuneți, domnule, ne-a amenințat nu știu cine, a fost, ne-a șantajat, n-am putut să o facem. Că eu îmi imaginez că dumneavoastră, oamenii politici, față de mine și de ceilalți de aici, aveți un chip suplimentar care vă face să vă sacrificați, să fiți mai încăpățânați, să vă duceți la capăt obiectivele pe care le promiteți în campanie. Așa mi-am imaginat. Dar am văzut că nu. Fostul președinte nu are chip. Bun. Discutăm despre infrastructură. Da. Cu o mică precizare înainte, că tu s-a vorbit despre Telecom.
Domnul Bogdan Chiriac, nu există vreo promisiune a mea făcută în cei 12 ani de mandat de președinte la Telenor în care să nu fie îndeplinită. N-am făcut foarte multe. Dar în 2000, județul Telorman avea o jumătate de alimentare cu apă într-un sat. Situația acum este cu totul și cu totul altă. Telormanenii o știu. Revin la infrastructură. Iar n-am inventat apa caldă, ci doar am pus în programul de guvernare un obiectiv care trebuie să recunosc că este cel mai apreciat de către toți partenerii externi. Mi-au venit niște propuneri de îmbunătățire a acestui proiect din zone în care recunosc, nu mă gândeam că vor veni vreodată. Din zone din lume și de la instituții din lume. Și anume înființarea unui fond suveran de dezvoltare și investiții. Unul din primele fonduri suverane a fost înființat, se pare, în secolul XIX în Texas. Deci nici măcar nu e proaspătă această idee. Ce va fi acest fond? Va fi o structură care va lua în portofoliu acțiunile statului român de la toate companiile naționale în care, din România, în care are aceste acțiuni, în jur de 200, care sunt evaluate undeva în jur de 10 miliarde de euro. Va emite obligațiuni în valoare de 25 de miliarde de lei, într-o primă fază. Va face împreună cu câteva bănci mari, bănci internaționale, cu care s-a vorbit deja. Și acum o săptămână au venit niște oferte foarte serioase și propuneri foarte serioase din partea unor fonduri de investiții uriașe. Consorții, noi am evaluat în primă fază doar la 25 de miliarde, dar în opinia mea sumele vor fi mult mai mari, pentru a se realiza câteva programe de investiții mari în România. Infrastructura de sănătate, jumătate din ceea ce am spus eu pentru cele 8+1 spitale vor fi realizate cu ajutorul acestui fond suveran de investiții. A doua componentă o reprezintă autostrăzile. Și noi am gândit în acest program dezvoltarea autostrăzii, rețelei de autostrăzi în România, într-un context de transport internațional. Am auzit aseară domnul de care vorbeați, care e candidat, dar nu e candidat, că ei au tot plagiat după noi în această campanie, numai că nu știu nici măcar să copieze, pentru că măcar dacă ești bun copiator, știți că sunt pictori care fac replici foarte bune și care păcălesc foarte mulți colecționari. Se lucrează de foarte mulți ani la refacerea drumului Mătăsi. Este o presiune foarte mare și deja marile puteri încep să gândească la asta, pentru că este iar o sursă de dezvoltare. Deci, drumul Mătăsi îl știe toată lumea, pleacă din China. Ajunge în Georgia. Și aici sunt două variante. Dacă România se trezește, România intră pe drumul Mătăsi și devine unul din cele mai importante noduri de transport. Dacă nu se trezește, o ia pe sub Marea Neagră și bineînțeles că ne ocolește și o ia prin Balcan și merge mai departe. Cum am gândit noi? Și făceam referire la domnul de aseară, pentru că s-a încurcat în orașe. A fost o linie de feribot între Batumi și Constanța, nu Baku. Dumnezeu mi-a spus aseară Baku nu e port. Deci feribotul merge pe apă. Când intră pe pământ nu mai merge. Adică feribot cu roți nu există. Cel puțin în lume. Deci, vine fluxul de transport până la malul Mării Negre, la Batumi, în Georgia. Linia de feribot care a fost și s-a discutat deja cu Georgia lucrul ăsta. Sunt de acord. O reface. Portul Constanța, e trecut la noi în program, își mărește capacitatea cu cel puțin 50% în primă fază. Și de aici mergem așa. Ducem la București și pentru asta este nevoie de cercul zero, autostrada Inelul Zero al Capitalei. Adică terminați autostrada, centura Capitalei? Nu, asta centura e altceva. E important să vă fac precizarea asta. Este centura Capitalei care va fi finalizată. Când? Dar nu e suficient. Când? Centura Capitalei, dacă și sper să luăm guvernarea, cel mai târziu jumătatea anului viitor este de 6 luni finalizată? Jumătatea anului 2018 este finalizată. E posibil și mai repede și o să vă spun dacă mai avem timp și cum gândim modificarea procedurilor.
că asta a omorât foarte multe investiții. Deci, în afara centurii capitalei, discutăm de autostradă destul de lată, care înseamnă inel zero al capitalei, ca să poată să preia tot acest flux. Din acest inel zero, gândiți-vă ca un rulment așa, care distribuie toate mișcările. Autostradă care merge în nord, în Moldova, se ajunge până în Ucraina și din zona Târgului Neamț pleacă în, la granița cu Republica Moldova. Cele două căi de transport către vest. Oradea și Nădlac. Exact. Deci, fosta Bechter, autostrada Transilvania, București, Ploiești, Brașov, ajunge Cluj și Oradea, Borș. Și cealaltă, București, Pitești, Sibiu, Deva, Nădlac. Pe lângă astea, mai este vorba de culoarul de transport prin sud, București, Slatina, Craiova, care de la Turnul Severin urcă la Timișoara, dar se înțeapă și cu autostrada pe care sârbii o aduc, lucrează din greu și o aducă de granița cu România, pentru a se pune în practică un proiect vechi realizat de serviciile secrete din aceste țări, care să facă acest transport din Constanța, prin sudul României, prin Balcani, nordul Italiei, sudul Franței, să meargă în Portugalia, Spania. Și ar fi cele trei mari, cele trei mai trasee de transport din Europa, care pleacă de unde, domnul Bogdan Chiriac? Din inelul zero al capitalei, dacă ne trezim. Pe lângă asta mai discutăm de Craiova-Pitești, care este foarte importantă, și Târgu Mureș-Iași, autostrada care se treagă Carpații. De ce, de ce le-am pus pe astea? Drumul Mătăsii, tot de la chinezi, un drum de 1000 de leghe începe cu un pas. Presupunând că luați guvernul, câți kilometri de autostradă aveți prevăzut să dați în folosință anul viitor? Eu nu folosesc număr de kilometri. Anul viitor, număr de kilometri? Nu. Toți care au, mă rog, la toate campaniile electorale s-a discutat despre asta. Eu am ales să spun, nu folosesc niciun număr de kilometri. Am spus doar aceste lucruri și vă mai spun două lucruri care vor face ca ceea ce este trecut în masterplanul de transport, și o să vă spun câteva lucruri despre o altă năzbâtie pe care a făcut-o tehnocrații. Deci, ca termenul de acolo să le aducem mai aproape. Prin câteva măsuri. Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții va face acele consorții și ei vor primi în execuție un traseu de autostradă și din momentul ăla ei își fac studiul de fezabilitate, ei își fac proiectul, ei își fac execuția. Nu intervine statul absolut deloc, deci nu mai putem vorbi de prețuri umflate. Vor avea interesul să-și facă cât mai repede și vor administra în așa fel încât să-și facă bani. Al doilea lucru. În ceea ce privește procedura de achiziții. Există intenția și pe bună dreptate ca în ceea ce privește investițiile strategice din armată să realizeze o procedură simplificată. Dar eu vin și spun. Dar nu și autostrăzile reprezintă sau un sistem de irigații pe care vrem să-l facem în Siret de Părăgan nu reprezintă niște investiții de siguranță națională? Și atunci definim un pachet de investiții strategice pentru România, care vor avea o procedură de achiziție simplificată. De ce? Pentru că, indiferent câte gânduri și intenții bune ai, dacă ajungi iar în niște proceduri în care sunt procese de 2-3-4 ani de zile, domnul Bogdan Chiriac, nu mai terminăm niciodată asta. 4 ani de zile e puțin pentru un proces civil, despre asta vorbim. Da. Avem multe întrebări de la cititori și poate reușim să trecem prin toate. Aseară la Antena 3, de ce nu ați venit și cu domnul Victor Ponta? Domnul Victor Ponta a fost la altă televiziune și fiind ultima seară în care mai puteam merge la televiziuni, am încercat să acoperim, mocestii vorbind, cât mai multe canale de comunicare. A spus recent că este un nonsens să vorbim de Uniunea Națională cu Liberarii, dar nu excludeți posibilitatea unei colaborări bune cu Iohannis, pentru că președintele are o șansă să se închidă divizarea și scandalul. Dar nu domnul Iohannis a început divizarea, adică mai la 1 decembrie. Da, da. Și sperați tot el să o închidă. Sper să înțeleagă toată lumea, după tensiunile din această campanie, că începând cu 12 decembrie, România are nevoie, noi România avem nevoie să fim uniți. Și sper, este un apel. Nu înseamnă că sunt sigur că se va întâmpla. Dar este un apel civilizat. Și avem o întrebare din Buzău. Dacă considerați că este vreo șansă ca unul dintre spitalele regionale să fie construit la Buzău? Pentru că sunt 70 de absolvenți de medicină din Buzău. Sunt mai multe șanse.
La Buzău. Domnule președinte, ultima întrebare în această campanie. Sunteți la ultimul interviu pe care l-acordați. Sperăm să vă vedem săptămâna viitoare sau cealaltă atunci când se mai așează lucrurile. Dacă ajungeți la guvernare, veți încerca să puneți capăt războiului român-român? Da, exact în sensul ăsta am făcut apelul către președinte. Sper ca toate mințile să se așeze, tot veninul acumulat în această campanie din partea unora, am văzut mult prea multă ură împrăștiată, să dispară și să înțelegem că trebuie să păstrăm această insulă de stabilitate și dezvoltare care este România acum, deocamdată. Lumea se schimbă, lumea se reașează. Toate țările vor să au sentimentul că trebuie să fie uniți în interior ca să aibă o voce puternică atunci când se reașează locurile la masă. Dacă România va fi în continuare divizată, atunci pierdem o oportunitate uriașă. Ăsta a fost apelul meu către președinte. Depinde de dumnealui. Dacă îl înțelege și face ce trebuie sau nu. Eu nu să-mi schimb atitudinea. În schimb, vreau să-i rog pe români să vină la vot. Să vină la vot și să voteze pentru ei. Să înțeleagă că trebuie să dea votul pentru ei, nu pentru a ajunge unul sau altul în funcție, pentru viața lor. Pentru tot ce am vorbit noi și tot ce au vorbit alții în campanie. Vă mulțumim foarte mult, domnul președinte, stimați telespectatori, mulțumim. Duminică la DC News veți vedea în timpul zilei, noi avem dreptul conform legii, rezultatele interimare, conform sondajelor de opinie, vom avea multe declarații, dar între timp noi vă ținem la curent. Vă mulțumim!